Cătălin. Bună, Mara! Perfect! Și pe el îl cheamă? Brioș. Brioș? Să luăm un loc aici, vă rog frumos. Uite, hai. Am dat și masa la o parte special pentru voi. Pentru Brioș. Da, 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 ca să aveți loc. Ce faci, tăticule? Uite și eu pe aici, am venit la voi. Stai să mă dau așa, să da, mă întorc. Da, da, deci... Să nu mă întorc cu spatele la public. Nu, da. Perfect, am văzut. Dă-te mai așa. Haide, haide lângă mine, Mara. Mara, ești foarte frumoasă. Ți-ai făcut tatuaj pe mână, ai o stea și o inimă. Și și tot tu ai desenat și acolo la tati? Da. Ce ai făcut acolo? Un brăduț. Un? Un brăduț. Un brăduț, am înțeles. Și aici, uite, stai un pic, ai făcut tatuaje și săptămâna trecută, că aveai inimioară, deci în fiecare zi, nu? Hai, nu chiar săptămâna trecută, ieri, că mai fac și o duș. Deci, oameni buni, Mara s-a apucat de făcut tatuaje și, de fapt, v-am arătat doar o inimioară și un brăduț, dar uitați-vă pe brațul drept al lui Adin Artea. De e făcut fapt, tot de Mara. Uite. Da, ăsta e făcut. Uitați, e făcut tot de Mara. De fapt, astea sunt ritualurile noastre înainte să mergem la grădiniță. Mara îmi desenează mie și Alinei, ne desenează cât un brăduț și inimioară și noi desenăm și ei un brăduț și o steluță. Foarte frumos. Mara, câți ani are acum? Câți ani ai, Mara? 4 ani și 8 luni. 4 ani și 8 luni? Super tare, bravo! Și cățelul, de când l-ai cățelul? 12 ani. Cât? 12 ani. 12 ani are? Da. Păi bătrân! Uh-huh. Trebuie să vorbim mai tare, să audă! Brioș, auzi? Mănâncă tot? Mănâncă tot? Cred că da. Cred că da, câteodată da, dacă îi place. Ce-ați făcut vara asta? Ce-am că făcut avut vara o vară asta, din calea afară, am auzit. Da, am avut o vară din calea afară pe care am vrut să o închei așa cu o tiroliană. Păi ne-am plimbat, am fost pe la socrii, pe care îi salutăm acum. Pe să rămâna mama soacră, să trăiești tata socru. Da, e supărat un pic pe mine că... Cine, mama soacră? Da, că eu am adoptat în ultima vreme intermittent fasting ăsta. Adică vreau să mănânc în coptore și 16 ore să iau o pauză, da. Știi? Și nu se pupa de fiecare dată când gătea ceva bun, pentru că ea gătește foarte bine, de fiecare dată, nu se pupa și nu puteam să mănânc. Mm-hmm. Pentru că ba nu mi-era foame, ba nu și puteam să mănânc. Și mama s-a zis, hai mă, adică chiar așa nu-ți mai place supărat. Ce mai fac. Nu a crezut că nu mănânc, că nu-mi place ce mănânc de la ea, dar mie îmi place numai că trebuie să mă abțin, că trebuie să țin la siluetă. Ce să-i fac? Mama soacră, așa e cu viața de actor, exact. De artist, trebuie să fie mereu țiplă. Exact. Corect? Am fost acolo, am fost la Brașov. Deci a fost o vară... Da. Altfel. Din calea afară. Din calea afară. Alba Iulia. Și ți-a plăcut la Alba Iulia? Super, mă, mi-a plăcut de tine. Ai vorbit cu Moga. Acolo mi-am făcut o prietenă nouă. Cum o cheamă? O cheamă Anana. Anana, de la Alba Iulia, dacă te uiți la noi, Mara te salută. Anais, nu? A, nu, Adnana, ba. Te baști un prieten în prietenile ei și în... Scuze, Mara. Ia uite-mă, nene. Scuze. Nu m-a băgat. Tu îl vezi pe el la televizor? Te uiți la el la televizor? Da. Și îți place? E tare? Da. Este? Dar sunt colege la grădiniță care îți spun, mamă, tatăl tău e Vlad. Super. Sunt, pe bune? Dar vreau să fii sinceră cu mine, Mara. Câteodată repetă scenele prin casă? Adică începe să facă așa, ca în filme? Nu. Nu. Deci e cu minte. Acasă e cu minte. Foarte frumos. În București ai stat? Mulțumesc. Da, am stat și de pandemie nu mai vorbesc, am stat în București, dar cât timp eu am filmat, le-am forțat și pe fete să cam stea pe acasă, dar na, cam jumate din perioada filmărilor ele au stat acasă cu mine, după care ele s-au dus la Bucovina și au stat mai mult la țară. Foarte acolo. Frumos, dacă intrați pe TikTok la Adin Artea sau pe Instagram, vedeți că face și foarte mult sport, da, exact. Aleargă mult. Până la un moment dat am vrut să te întreb, ai niște Adidas care au un chip și îți arată cât alergi sau dacă da, să mergi drept sau nu? Ce tare, că la un moment dat căutam niște Adidas și am văzut la tine pe Instagram. Deci Adidas ăștia au un chip. Au un chip în el, uite-l, acolo e ascuns. Da. Și el îți măsoară, practic, distanța pașilor, înălțimea lor, frecvența lor și se sincronizează cu telefonul. Și îți spune la un moment dat, băi, ai alergat ca un tântălău, s-a alergat bine? Îți spune în timp ce alergi. Cum adică spune? Mi-a vorbește zis, cu tine? Îți zic, deci la un moment dat îmi zicea, pace-ul tău, adică ritmul tău este prea încet, încearcă să-ți mărești ritmul, ai impresia, ca și cum ai călcat pe lavă, îți jur. Exact așa îmi zicea. Și vorbeai cu ceasul? Da. Nu, vorbeam cu căștile, pentru că căștile erau la telefon. Da, știi? Da, și îți spunea Adidas, vezi spunea, că nu da. Sau, uite, încearcă să ții pieptul drept. Adică sfaturi de-astea, în timp ce alergam, zic, bă, pe bune, lasă-mă în pace. Serios, da, da. Și când ai dat în vreo groapă, ce ți-a zis? Mi-a zis, tântălăule, cască ochii. Da, da, da. Foarte frumos. Mara, tu faci sport? Da. Da sau nu prea? Ce sport faci tu, Mara? Ia zi.
Scuză-mă, brioșă. Ne, cum ce sport face? Ea face, uite, îți spun eu. Se joacă cu brioșă, nu? Așa. Ce sport mai face? Vrei să vii sus? Nu, brioșă. Vrei să vii sus? Vrei să vii sus și... Sus. Perfect. Da. Uite, mă. Cred că brioșa e un pic acolo agitat pentru că ieri am avut o pisică, mă rog, am avut o pisică în emisiune. Așa simte? Perfect. Asta nu lasă păr, e o rasă? Nu, nu, pisică, a fost o pisică de aia fără păr, un sfinx, care n-avea păr și cred că de asta caută mirosul. Asta caută părul. Da, 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 exact.